Sunt peste 20 de ani de atunci. Locuiam într-o casă unde trăsese în gazdă un actor, Vara, director de teatru în provincie. Stagiunea migrării actorilor se sfârșise. Era toamnă și aceste păsări călătoare se întorceau pe la cuiburile lor. Văzându-mă că citeam într-una, actorul îmi zise cu un fel de mândrie: "Îți place să te ocupi cu literatura? Am și eu un băiat în trupă care citește mult. Este foarte învățat, știe nemțește și are mare talent. Face poezii. Ne-a făcut câteva cuplete minunate. Eu cred că ți-ar face plăcere să-l cunoști." Și îmi povesti cum găsise într-un hotel din Giurgiu pe acel băiat care slujea în curte și la grajd, culcat în fân și citind în gura mare pe Schiller. În ieslele grajdului, la o parte, era un geamantan, biblioteca băiatului, plin cu cărți nemțești. Băiatul era foarte blând, de treabă, nu avea niciun vițiu. Era străin de departe, zicea el, dar nu voia să spună de unde. Se vedea bine a fi copil de oameni, ajuns aici din cine știe ce împrejurare. Actorul îi propuse să-l ia suflor cu 7 galben pe lună și băiatul primi cu bucurie. Își luase biblioteca și acum se afla în București. Seara trebuia să vie la directorul lui, astfel puteam să-l văz. Eram foarte curios să-l cunosc. Nu știu pentru ce, îmi închipuiam pe tânărul aventurar ca pe o ființă extraordinară, un erou, un viitor om mare. În închipuirea mea, văzându-l în revoltă față cu practica vieții comune, găseam că disprețul lui pentru disciplina socială e o dovadă cum că omul acesta trebuie să fie scos dintr-un tipar de lux, nu din acela din care se trag exemplarele stereotipe cu miile de duzine. Deși în genere teoria de la care plecam eu ca să gândesc astfel, că adică un om mare trebuie în toată să fie ca neoamenii, era pripită, poate chiar deloc întemeiată, în speță însă s-a adeverit cuprisos. Tânărul sosi. Era o frumusețe, o figură clasică încadrată de niște plete mari negre, o frunte înaltă și senină, niște ochi mari. La aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru, un zâmbet blând și adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare. "Mă recomand, Mihai Eminescu." Așa l-am cunoscut eu. Câtă filozofie n-am depănat împreună toată noaptea aceea cu nepregetul vârstei de 17 ani. Ce entuziasm, ce veselie! Hotărât, închipuirea nu mă înșelase. Era un copil minunat. Într-o noapte mă pusese în curentul literaturii germane, de care era încântat. "Dacă îți place așa de mult poezia, trebuie să și scrii," i-am zis. "Am aflat eu că dumneata ai și scris." "Da, am scris." "Atunci, și mie îmi place poezia, deși nu pot scrie, fii bun și arată-mi și mie o poezie de dumneata." Eminescu s-a executat numai decât. Era o bucată dedicată unei actrițe de care el era foarte înamorat. De-abia mai țiu minte, știu atâta că era vorba de strălucirea și bogățiile unui rege asirian nenorocit de o pasiune contrariată, cam așa ceva. Poezia aceasta îmi pare că s-a publicat prin 68 sau 69 în Familia, din Pesta. A doua zi seara ne-am întâlnit iarăși, dar peste zi o nemulțumire intimă intervenise. Actrița fusese foarte puțin mișcată de mâhnirea regelui asirian. Eminescu era de asta dată tăcut și posomorât, vorbea foarte puțin și contradicția îl irita. În zadar l-am rugat să-mi mai arate vreo poezie sau să-mi o citească tot pe aceea care o cunoșteam. A plecat să se culce de vreme și dimineața, la amiazi, când m-am dus la el, l-am găsit tot dormind. L-am sculat. Se dusese acum supărarea, ba era chiar mai vesel ca alaltăieri. Am petrecut toată ziua râzând.
Mi-a vorbit despre India antică, despre daci, despre Ștefan cel Mare și mi-a cântat doina. Ai trecuse cioda regelui asirian și acum se bucura în liniște de avuțiile și strălucirea lui. Așa l-am cunoscut atunci. Așa a rămas până în cele din urmă momente bune. Vesel și trist, comunicativ și ursuz, blând și aspru, mulțumindu-se cu nimica și nemulțumit totdeauna de toate. Aci de o abstinență de pusnic, aci apoi lacom de plăcerile vieții. Fugind de oameni și căutându-i, nepăsător ca un bătrân stoic și iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură. Fericită pentru artist, nenorocită pentru om. Primăvara următoare a plecat cu o trupă ambulantă de teatru prin Moldova. Am așteptat toamna pe Eminescu în zadar. Trupa s-a întors fără dânsul. Părintele lui, de fel din Botoșan, l-a regăsit pe excentricul fugar și, mai cu binele, mai cu deasila, l-a luat acasă și de acolo l-a trimis la Viena. Am văzut mai târziu, ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este. Eminescu își ținea făgăduiala, copilul creștea om mare. Mai în urmă l-am întâlnit tot aici pe Eminescu cu un frate al lui, ofițer. Plecau amândoi în străinătate, el la Viena, celălalt la Berlin. Militarul era frate mai mare, tot așa de frumos, de blând și de ciudat, o izbitoare asemănare în toate. Acela a mers la Berlin. În câteva luni a speriat Academia Militară cu talentele ei și a dat un examen care l-a făcut pe mareșalul Moltke să se intereseze foarte de aproape de soarta lui, hotărât să-l ia pe lângă dânsul. Ca să-și încoroneze succesul, militarul s-a dus acasă și, fără să lase măcar o vorbă, s-a împușcat. Peste mai multă vreme, când am vorbit cu Eminescu de trista împrejurare a militarului, el mi-a răspuns râzând. Mai bine, ăla era mai cu minte ca noi. Peste câțiva ani a venit în București tata lui Eminescu. Era un bătrân foarte drăguț, glumeț și original. Făcuse o bună afacere și venise să-i cumpere fiului haine și ceasornic și să-i dee din viață 100 de galbeni, partea lui de moștenire din averea părintească. L-am întrebat atunci pe Eminescu dacă mama lui trăiește. Mama murise, dar după aerul posomorât cu care mi-a răspuns, am înțeles că de moartea ei se legau niște amintiri mai crude decât ca de o moarte normală, nu numai dureroase, dar și neplăcute. Am aflat apoi că o sora lui, care iubea foarte, trăia retrasă într-o mănăstire. Biata fată era paralizată din copilărie. Și au fost oameni, nu de rând, oameni de seamă, cărora le-a plăcut să facă sau să lase a se crede că nenorocirea lui Eminescu a fost cauzată de un vițiu. Era, în adevăr, un om dezordonat, dar nici de cum vițios. În lumea asta, mulțimea celor de rând crede că plăcerile materiale ale vieții sunt privilegiul lor exclusiv și că oamenii rari nu au voie să aibă și defecte. Avea un temperament de o excesivă neegalitate și când o pasiune l-apuca, era o tortură nemaipomenită. Am fost de multe ori confidentul lui. Cu desăvârșire lipsit de manierele comune, succesul îi scăpa foarte adesea. Atunci era o zbuciumare teribilă, o încordare a simțirii, un acces de gelozie care lăsau să se întrevază destul de clar felul cum acest om superior trebuia să sfârșească. Când ostenea bine de acel cutremur, se închidea în odaia lui, dormea dus și peste 2-3 zile se arăta iar liniștit, ca luceafărul lui, nemuritor și rece. Acum începea cu verba lui strălucită și să-mi predice budismul și să-mi cânte nirvana, ținta supremă a lui Buddha Sakyamuni. O așa încordare, un așa acces a avut în ultimele momente bune. Acela a fost semnalul sfârșitului. După cutremur, el nu s-a mai închis în odaie să se culce și să mai facă ce făcea mai înainte luceafărul. A pornit înainte, tot înainte, până ce a căzut sub loviturile vrășmașului pe care îl purta în sânul încă din sânul maicii sale. Copil al unei rase nobile și bătrâne,
În el se petrecea lupta decisivă între flacura celei mai înalte vieți și germenul distrugerii finale a rasei, geniul cu nebunia. Lupta a fost groaznică. Încercarea, drumul către Nirvana, a fost tot așa de dureroasă cât și de strălucită. În capul cel mai bolnav, cea mai luminoasă inteligență. Cel mai mâhnit suflet, în trupul cel mai trudit. Și dacă am plâns când l-au așezat prietenii și vrăjmașii, admiratorii și invidioșii sub teiul sfânt, n-am plâns de moartea lui. Am plâns de truda vieții. De câte suferise această iritabilă natură de la împrejurări, de la oameni, de la ea însăși. Acest Eminescu a suferit de multe, a suferit și de foame. Da, dar nu s-a încovoiat niciodată. Era un om dintr-o bucată și nu dintr-una care se găsește pe toate cărările. Generații întregi or să suie cu pompă dealul care duce la Șerban Vodă, după ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme și o bucată din care să scoți un alt Eminescu nu se va mai găsi poate. Să doarmă în pace, necăjitul suflet. Ferventul budist este acum fericit. El s-a întors în Nirvana, așa de frumos cântată, atât de mult dorită, pentru dânsul prea târziu, prea devreme pentru noi.